dea glibine, că le dă furtuna. Când o să ajungi tu, mamă, când te rezi, da. O să mai muncești tu aici, ăla de al ei. Sunt bunica lui. Eu la lent când strig pe acasă găbița. La 5:30. Bine, mă ajută la treabă. La câmp, prășim porumb, roșii, ceapă, morcov, de toate avem. Olge, Sofie. E cald. Păi da, e obosit de dimineață. E harnic, mușești, îi place agricultura și cântșile. Tatăl n-are de când avea băietul 3 luni. Și am crescut un băiet bun și harnic. Și mă bucur. Hai, merge, merge. Acasă, cum mai pot, vreau ceva rece. Vine acasă, mă, mai, gata, am luat notă bună. Nota 10, da. Ar fi soluție să vii acasă, să mă susții, să te văd acolo în public? Da, mama, e acasă, știi că mama nu poate să vină de la muncă. E mai acolo. Da, știu, mami. Și ține telefonul aproape că vorbim. Hai. Te-am pupat. Ai grijă de tine. Hai, te iubesc, pupa. Mamă, dacă dă Dumnezeu și reușește, facem și este la toată lumea. De ce ai venit? Am venit singur. De ce ai venit singur? Bunica e acasă, trebuie să țină întreaga gospodărie. Ești apropiat de bunica, să înțeleg. Da, sunt apropiat. Ea este sufletul meu. Intră! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Numele meu este Iacob Gabriel. Am 21 de ani și sunt din Tecuci. Ce faci dacă câștigi X Factor? Ce faci cu banii? Vreau să-mi aduc familia acasă. Familia mea este în Italia de 7 ani. Vorbești de părinți? De părinți, de mama și de tatăl vitreg. Muncesc acolo, presupun, nu? Da, muncesc. Și tu aici cu cine stai? Împreună cu bunica. Este cea mai importantă persoană din inima mea și din sufletul meu. Ea m-a sprijinit de mic și o iubesc, dacă îmi permite să-i transmit. O iubesc enorm, enorm o iubesc. M-a sacrificat pentru el, am muncit mult pentru el, dar și el, acum, e recunoscător și el acum. Dacă are un bonus, tot nu ne-l dă. A plecat o leacă în Italia și am zis că visez. Când m-a sunat la 11 noaptea, mă mai ne dor tare de mătale. Mă, stai acolo la măta. Nu te-am sunat până acum. Și eu viu acasă, nu mai stau acolo. Și mama lui se mândrește cu el și eu mă mândresc. Ai mai cântat vreodată? Nu am cântat niciodată pe scenă. Asta e prima dată când urc pe o scenă și țin un microfon în mână. Nu am niciun studiu muzical, n-am făcut niciodată canto, dar întotdeauna mi-a plăcut muzica. M-am regăsit în muzică. În cele mai cumplite momente ale mele și în cele mai fericite, m-am îndreptat spre muzică, spre muzica clasică, spre Luciano Pavarotti. Este idolul meu. În el am găsit totul, muzica lui. Ce să cânti? Ave Maria, de la Schubert. Să spun ție, celor din sală și celor de acasă, tu ai
un timbru bun. Ar trebui, dacă te va ajuta Dumnezeu, să mergi să faci școală. Nu cred acum că ești pentru X Factor, dar pentru faptul că ești pentru prima oară pe o scenă, pentru faptul că ai cântat cu sufletul, te aplaud și te respect. Mulțumesc mult! Este un fapt inedit. Un om care n-a făcut niciun studiu muzical, ai ascultat Pavarotti și ai încercat să faci ca el. Fără să dai seama, tu ai luat din emisia lui puțin. Lucru care ți-a ieșit. Chiar dacă s-a dus ritmul în stânga, în dreapta, puțin, nu mă interesează. Mi-am dat seama. Dar din punctul meu de vedere, tu poți să treci această etapă foarte lesne. N-am întâlnit pe nimeni până acum să facă exact ca tine. Din partea mea, astăzi, la X Factor, ai un da. Mulțumesc. Mi-aș dori sincer să vii la anul și să văd că te-ai pregătit în domeniul ăsta și că ai evoluat. Răspunsul meu pentru tine astăzi seară este nu. Mulțumesc. Te rog să te întorci la anul. Răspunsul meu e nu. Mulțumesc. O seară bună, la revedere. La fel și ție. La revedere. Drum bun în Tecuci. Nu sunt supărat. Din cauza emoțiilor nu a fost constructiv data asta. Bunica cred că va reacționa normal, o să-mi zic, lasă-mă, asta e, nu contează, n-ai pierdut nimic, mergi înainte. Și anul viitor voi reveni și voi lua...